Președintele grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Candu, a fost testat pozitiv la COVID-19. Politicianul a anunțat despre aceasta pe pagina sa de Facebook. El a spus că ieri nu s-a simțit bine, fapt care l-a determinat să dea testul. Adrian Candu a mai menționat că, pentru a reduce viteza acestui virus, toți trebuie să respecte cu strictețe măsurile de protecție. S-au mai infectat cu noul coronavirus președintele Parlamentului Zinaida Greceanei, vicepreședintele legislativului Vlad Batrângea, dar și mai mulți deputați și angajați ai secretariatului Parlamentului. Deputații nu s-au întrunit în ședință de mai bine de 6 săptămâni.